Salut, sunt Ovidiu, a.k.a. Rabesandratana și astăzi vom juca jocul Finca. Un joc în care va trebui să livrăm fructe și legume. Iar acest joc merge pe sistemul Mancala. Iar cel mai simplu de explica este să arătăm cum funcționează. Fiecare dintre noi va avea câte 5 pioni, asta în 2 jucători. Vom fi, să spunem, uite așa, așezați. Și adversarul va avea și el la rândul său puși pionii după cum dorește. Iar în momentul când vei muta, să spunem că vrei să muți de aici, atâți pioni cât sunt în total în acea zonă, atâtea spații muți. Iar în acest caz, 1, 2 și 3. Am ajuns în această zonă, iar în această zonă iei fructul sau leguma respectivă, iei atâtea câți pioni sunt prezenți în zona în care ai ajuns. În acest caz, 2 măsline, pentru că sunt 2 pioni în această zonă. Iar în momentul când ai strâns destule legume și fructe, poți livra într-una dintre aceste orașe. Vedem aici, e nevoie de 3 portocale, de exemplu. Aici avem 5 semne ale întrebării. Asta înseamnă că trebuie să dăm 5 fructe sau legume identice la alegerea noastră. Iar pe lângă faptul că acest lucru ne indică câte fructe sau legume trebuie să livrate în acel oraș, reprezintă și punctele. Câte puncte primim. Okay. Iar în momentul în care trecem de această zonă sau această zonă cu unul dintre pioni, primim câte un măgar. Iar măgarul este cel care ne lasă să livrăm, pentru că în momentul când livrezi, dai un măgar și livrezi acele fructe sau legume în funcție de alegerea ta. Iar un măgar nu poate livra mai mult de 6 bunuri deodată. Adică poți livra, să spunem, aici 5, să zicem 5 struguri și aici o alună. În total fac 6, da? Deci nu putem livra mai mult. Există totuși și niște piese speciale pe care le avem. Dacă nu le folosim, la finalul jocului fiecare va însemna câte 2 puncte. Dar să vedem ce înseamnă fiecare. Asta înseamnă că poți livra cu un fruct mai puțin la alegerea ta. Aici poți muta oriunde vrei unul dintre pioni, dar cu mențiunea că dacă ai trecut de această zonă nu primești niciun măgar. Aici un măgar poate duce până la 10 bunuri, nu doar 6, într-o singură rundă. Iar cu aceasta poți muta 2 pioni sau același pion de 2 ori consecutiv, ca să iei mai multe bunuri deodată. Iar în momentul când se golește una dintre aceste zone, se va construi această biserică. Iar asta înseamnă că în momentul când vom construi 4 biserici, jocul a luat sfârșit. Asta în 2 jucători. Un alt lucru care trebuie menționat este că avem aceste bonusuri, iar în momentul când unul dintre noi reușește să livreze câte un contract reprezentând un punct, 2, 3, 4, 5, 6, până la 6, va lua acest bonus de 7 puncte. Și să începem să jucăm. Alături de mine se află, ca de obicei, Fitonia. Salut! Ok, hai să ne așezăm fiecare după cum dorește acești 5 pioni. Începe. Ok, hai, atunci voi începe eu să vedem ce vreau să lipăi. O să pun aici imediat și ei leguma sau fructul respectiv și bineînțeles că voi lua o alună. Tu ai luat o măslină acolo. Eu o să pun tot în aceeași zonă și voi lua din nou o alună. O portocală. Ok, unde mai pun eu? Păi hai să pun aici să iau și eu o portocală. Sunt bune portocalele. Nu cumva trebuie să iei două? Nu, nu, nu. Prima oară când pui, nu contează câți oameni sunt, câți pioni sunt în acea zonă. Ok. O alună de aici. O să aleg să iau ce să iau. Ia să vedem.
O să pun aici și voi lua o măslină. O lămâie și hai să aleg să mai iau de aici o portocală. Ultima mea mutare. Și un strugure de lită. Eu pornesc așadar cu două portocale, două alune și o măslină. Și acum începem jocul. Aleg să mut de aici, pentru că sunt trei pioni în această zonă, mut trei spații. 1, 2, 3. Am ajuns în această zonă unde trebuie să iau lămâi și voi lua două, pentru că sunt doi pioni. La doi pioni. Și pentru că am trecut de această zonă unde mi-arată acea inscripție cu un catâr sau măgar, nu știu cum vrem să-i spunem, voi lua și unul dintre ei de acolo. Tu muți un singur spațiu și pentru că ai ajuns într-un loc unde sunt trei pioni, vei lua trei măsline. Hai să vedem dacă merită să livrezi ceva în acest moment. Nu. O să fac o mutare aici și iau trei alune. Vedem cât de simplu, dar totodată interesant este jocul datorită acestei mecanism foarte cunoscut și vechi, numit Mancala. Două spații și iei un strugure. Ok, eu voi alege să fac o livrare. Da? Deci am dat acest măgar și voi face o livrare aici. 5 alune voi da și voi face și aici o livrare pentru că am voie să fac maximum 6 și am o măslină. Așadar, le-am plătit, iau de aici 5 și 1. În acest moment am 6 puncte, practic. Este rândul tău. Ok. Două spații trebuie să muți, că erau doi acolo. Și ei o smochină. Eu aici o să mut 3. 1, 2, 3 și am ajuns într-o zonă unde sunt 4. Iau 4 alune. Se pare că îmi plac foarte mult alunele. Dar trebuie să mai fac rost de măgari pentru a face livrări. Mulți 4. Sau mai bine mulți acolo, nu? Și ei două portocale. Ok, o să mut eu aici. Fac 2, 1, 2. Iau și un măgar pentru că am trecut de acel spațiu și voi lua doi struguri pentru că sunt într-o zonă cu doi pioni. Cam greu de cules struguri. Gata, i-am luat. Și vei face și tu o livrare. Sau mai multe, să vedem. Vei face două livrări. Unde anume? Deci, trei portocale și trei măsline. Ok, atunci hai să fac și eu o livrare, să nu rămân mai prejos. Păi, am dat cătârul și voi alege să dau 4 alune aici, unde sunt nevoie să dau 4 bunuri la alegerea mea identice. Deci încă 4 puncte și ia să vedem dacă pot să mai fac o livrare. Păi pot să mai fac pentru că am făcut doar 4 și pot să fac 6. Aleg să mai iau de aici o portocală, da? Am livrat o portocală. Este rândul tău acum. O mutare, o măslină. Și ai luat și un măgar. Ce să fac? Hai să mut de aici. Mut 4. 1, 2, 3, 4. Am luat un măgar și un strugure. Din nou rândul tău. Vedem cât de ușor merge jocul, mai ales atunci când știi exact ce vrei să faci și ce urmează să livrezi. O livrare. Deci doi struguri și... da. Ok. Asta e tot, da? Da. Aș putea face o livrare acum. Hai să fac o nouă livrare. Cu toate că nu e atât de avantajos, pentru că livrez doar 3 fructe, 3 struguri și aș fi putut
să livrez până la 6. Am luat 3. Și punctele se tot strâng. 1, 2, 3. Primești 2 lămâi și un măgar pentru că ai trecut de acea zonă. Ce să fac acum? O să mut... O să mut de aici. 1, 2. Iau un măgar. Și primesc o alună. Fac ce fac și tot la alune mă întorc. Poate pentru că vreau să livrez aici, sau poate că vreau să livrez aici, cine știe. Nici eu nu știu încă. Vei lua 3 struguri. Iar eu o să mut, unde să mut? O să aleg să mut 1 aici, primesc un măgar și o lămâie. În momentul când nu mai sunt măgari și cineva trebuie să ia un măgar, da? Să spunem că n-ar mai fi și cineva depășește acea zonă și trebuie să ia, toți jucătorii trebuie să pună la loc toți măgarii, iar jucătorul care trebuie să ia un măgar va lua acel măgar. Și asta e valabil și în cazul fructelor și legumelor. Dacă la un moment dat, să spunem, terminăm această resursă de unde luăm fructe și legume, toți trebuie să punem la loc acele fructe și jucătorul respectiv să ia fructele pe care trebuie să le ia. 2. Trebuie să muți 3. 3 și e o portocală. N-ai făcut bine, da? N-ai voie să dai înapoi. Știu că e interesant să dai înapoi, dar nu. O să mut 1 aici și voi lua 3 lămâi. 3 lămâi. O să fac o limonadă. Am deja 6 lămâi. Să vedem unde putem livra. Avem și 2 măgari. Este rândul tău. Și două portocale. Două portocale, iar eu o să aleg să fac o livrare și voi livra aici, în această zonă, unde trebuie să dau 6 bunuri și bineînțeles că am 6 lămâi. Ok. Punem 6 lămâi aici și în acest moment apare și acest bonus, pentru că a fost ultima livrare din acest oraș numit Andrataix, mă rog, foarte greu de citit. Deci construim aici o biserică. Iar aceste 5 puncte vor fi luate de către cel care are mai mulți struguri și portocale în total acumulate. Iar eu am 1, 2, 3, 4 în total. 5. Iar ea are... 2 cu 3, 5. Deci are mai mult, va primi acest bonus. Mulțumesc! 5 puncte. Și asta doar din cauza mea, pentru că nu am fost atent. Hai să fac o livrare. Da, fac o livrare și facem în felul următor. 2 smochine aici și o alună pentru acest oraș. Da. Ia să vedem dacă am reușit să fac setul de care vorbeam. Primul care face 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Deci am 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Și primul care reușește să facă livrări în această ordine 1, 2, 3, 4, 5 și 6 primește și acest bonus care îți oferă 7 puncte. Mai există șansa să facem bonusuri, dar o să tot scadă. Bun, acum următorul va primi 6 puncte, 5 puncte și tot așa. Este rândul tău. Ok, în sfârșit voi face livrarea pe care am vrut. Așa, ce vei livra? Cât un fruct din fiecare bănesc și o legumă din fiecare. Da, și vei lua 6 puncte de acolo. Nu am folosit deloc aceste bonusuri pe care le avem la dispoziție. Poate și pentru că, după cum am zis, la finalul jocului, fiecare
acest tile nefolosit valorează câte 2 puncte. Cred că este cazul să ne oprim cu partida noastră aici, pentru că în mod normal mai avem de construit aceste 3 biserici în 3 orașe diferite, când se vor face toate livrările și jocul va la sfârșit. Ar trebui să ne spunem părerile noastre despre acest joc. Finca este un joc extraordinar de bun, după părerea mea. Vi-l recomand, chiar dacă jocul a apărut undeva prin 2009, deci are vreo 9 ani. Anul acesta se va avea loc un reprint. O să apară undeva prin vara lui 2018 și vă recomand să-l luați. El deja se află la precomandă, inclusiv pe unul dintre site-urile din România. Îl puteți lua pentru că este un joc foarte ușor, un joc pe care îl puteți juca atât cu familia, cât și cu un gamer mai înrăit. Este un joc în care îți poți face strategii de lungă durată sau de scurtă durată, în funcție de cum vrei să mergi. Poți să strângi mai multe fructe și legume și să încerci să faci livrări una după alta, sau poți să mergi pe livrări mici. Componentele arată foarte bine, după cum vedem. Ar fi putut să folosească cuburi, însă au ales să folosească aceste fructe și legume, care arată foarte, foarte frumos. Deci componente excelente, un mecanism de joc pe care deja îl recunoaștem din Mancala și până la urmă tot ce trebuie să facem este să îndeplinim aceste contracte, aceste livrări. Vă recomand acest joc. Eu am fost Ovidiu alături de Fitonia, iar până data viitoare la un alt joc, vă urez o zi bună și toate cele bune!